Partidul Popular European a obținut tradițional cele mai multe mandate în Parlamentul European, 189 din totalul de 720, potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor europarlamentare din 6-9 iunie. În același timp, extrema dreaptă și-a consolidat pozițiile, obținând cu aproximativ 30 de mandate mai mult decât au avut până acum. Deși extrema dreaptă a crescut în sondaje în întreaga Europa, în special în Germania, Olanda și Italia, ascensiunea lor a lovit puternic, în special în liderul Franței. Președintele Emmanuel Macron a dizolvat surprinzător Parlamentul francez și a convocat alegeri anticipate cu primul tur chiar în luna iunie. Asta după ce alianța sa centristă a fost devansată la mare distanță de partidul de extremă dreaptă, Raliul Național, condus de Marine Le Pen, cunoscută drept prietena lui Putin. Potrivit primelor sondaje la ieșirea de la urne, Raliul Național din Franța a obținut aproximativ 32% din sufragii, mai mult decât dublu față de coaliția pro-UE a lui Macron, care are un rezultat modest de doar 15%. Președintele francez a declarat că rezultatul alegerilor europarlamentare nu a fost un rezultat bun pentru partidele care apără Europa. Ascensiunea naționaliștilor și a demagogilor este un pericol nu doar pentru națiunea noastră, ci și pentru Europa noastră, pentru locul Franței în Europa și în lume. Da, extrema dreaptă înseamnă sărăcirea poporului francez și declinul țării noastre, a adăugat președintele Macron. În același timp, la nivel european, culorile politice ale Parlamentului nu s-au schimbat fundamental. Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților Europeni rămâne pe locul 2, obținând 135 de locuri, o cifră similară cu cea de la alegerile precedente. Și liberalii din cadrul Renew Europe, care s-au clasat și de această dată pe locul 3, au primit doar 83 de locuri, cu 19 mai puține decât în trecut. Alianța formată din partidele PSD și PNL, aflate la guvernare în România, a câștigat detașat alegerile europarlamentare din țară. Din cele 33 de locuri în legislativul european alocate României, 19 revin alianței PSD-PNL, condusă de premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă. Partidul AUR, condus de George Simion, care se presupune că are legături cu Rusia, a obținut doar 6 locuri, iar Alianța Dreapta Unită a câștigat alte 3 locuri în Parlamentul European. Câte 2 locuri le-au revenit și partidelor UDMR și SOS. În premieră în politica românească și candidatul independent Nicu Ștefănuță intră în Parlamentul European. Deși alegerile europarlamentare s-au încheiat, de luni a început o nouă etapă, cea pentru posturile de conducere ale Uniunii Europene. Ursula von der Leyen, actuala președintă a Comisiei Europene și candidata principală a Partidului Popular European, va avea nevoie de 361 de voturi pentru a fi realeasă. Proiecțiile actuale sugerează că partidele centriste, primele 3 camărime, dețin împreună peste 400 de voturi.